O porțiune a gardului de pe viaductul care leagă sectoarele Botanica și Centru s-a surpat. Din fericire, s-a întâmplat într-un loc nu prea înalt, iar dimineața zona nu era securizată. La telefon, pretura sectorului Botanica ne-a dat asigurări că se știe despre această problemă și că aceasta va fi remediată. Primele fotografii cu o bucată de gard metalic prăbușit au fost publicate pe rețelele sociale în jurul orei 8 dimineața. Deși echipa TV8 a mers acolo mai târziu, problema nu era remediată. Deși au trecut în jur de 4 ore de când a fost publicată prima fotografie cu gardul căzut la pământ, vedem că zona încă nu a fost securizată, iar bucata din metal așa și zace jos. Culmea e că recent acest gard a fost vopsit și trecătorii ne-au spus că podul pare tot mai periculos, mai ales că unele porțiuni sunt deja ruginite și trebuie schimbate. Я надеюсь, рано или поздно отремонтируют. Как вам кажется, опасно, не опасно? Для маленьких детей, наверное, опасно. Для невнимательных людей, наверное, очень опасно. Надо было 30 лет назад этим заниматься подряд. Они за последние только годы. Так если в моем старе деберетате перекулос. Sincer, и дорит свой mai bine, dar noi nu avem și. La telefon, pretura sectorului Botanica ne-a spus că se știe despre caz și că autoritățile municipale urmau să securizeze zona, după care va fi reparat și gardul de metal. În Chișinău sunt 20 de poduri, toate ridicate în perioada sovietică și care respectiv au nevoie de reabilitare. Acum, după câteva luni după ani de tărăgânare, a început renovarea integrală a podului Mihai Viteazul. Următorul pe listă este cel de pe strada Ismail.